Salutare! Voi rezolva în continuare un test inițial pentru clasa a șasea. Haideți să vedem ce trebuie să ne reamintim din clasa a cincea. În prima parte a testului va trebui să încercuim răspunsul corect. La primul punct, va trebui să calculăm 6 plus 4 ori 5. 6 plus 4 ori 5, respectăm ordinea efectuării operațiilor, deci prima dată vom face înmulțirea, și vom obține 6 plus 20, adică 26. Deci vom încercui ca și răspuns corect punctul B. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. La punctul 2 se dau mulțimile A, formate din elementele 1, 2, 3, 5, 6, 9 și B, formate din elementele 2, 3, 5, 8. Cel mai mic număr natural impar care aparține mulțimii A intersectat cu B este. Prima dată va trebui să facem intersecția celor două mulțimi. A intersectat cu B, deci noi știm că intersecția înseamnă doar elementele comune din cele două mulțimi. Și ca elemente comune observăm 2, 3 și 5. Iar pentru a da răspunsul corect, va trebui să găsim cel mai mic număr natural impar. Deci cel mai mic număr natural impar din intersecția celor două mulțimi este 3. Deci vom încercui ca răspuns corect punctul B. Punctul 3. Cifra X pentru care numărul de formă. Avem un număr de formă 147X. Este divizibil cu 5, dar nu este divizibil cu 2. Deci, noi va trebui să alegem doar numerele divizibile cu 5. Noi știm că regula ca un număr să fie divizibil cu 5 va trebui să se termine în 0 sau în 5. Dar dacă se termină numărul nostru în 0, atunci va fi divizibil cu 2, iar condiția noastră este să nu fie divizibil cu 2, doar cu 5. Și atunci, x-ul va trebui să fie 5 și vom încercui răspunsul corect ca fiind C. Problema 4. Câtul împărțirii numărului 1653 la 57 este. Deci aici va trebui să facem împărțirea. 57 se cuprinde în 165 de două ori. Și vom avea 2 ori 7 este 14, 1 în minte, 2 ori 5 este 10, cu 1 în minte, 114. Facem scăderea, ne va da 51, îl coborâm pe 3 și acum 57 în 513 se va cuprinde de 9 ori. 9 ori 7 ne va da 63, 6 în minte. 9 ori 5 este 45 și cu 6 ne va da 513, deci restul ne rămâne 0 și nouă ne cere câtul, care este 29. Deci vom încercui ca răspuns corect punctul D. Problema 5. Scrierea numărului 3,75 ca o fracție ordinară este 3,75 îl vom scrie ca, deci luăm toate cifrele 375 supra câte zerouri avem după virgulă, două zerouri, asta înseamnă supra 100. Și acum va trebui să facem simplificarea. Observăm că se simplifică prin 5, 375 împărțit la 5 ne va da 75, iar 100 împărțit la 5 ne va da 20. Și observăm că mai merge încă o dată simplifica prin 5, 75 împărțit la 5 ne va da 15 supra 4. Deci, ca răspuns corect, vom încercui punctul C, 15 supra 4. Problema 6. Media aritmetică a numerelor 3,79 și 6,21 este egală cu. Deci, media aritmetică înseamnă că adunăm cele două numere și le vom împărți la 2. Acum avem de adunat două numere zecimale. Observăm, 9 plus 1 este 0, 1 în minte, 7 plus 2 este 9 și cu 1 din minte, din nou 10, punem 0, 1 în minte, 3 plus 6 este 9, cu 1 din minte este 10, 10,00 supra 2, asta înseamnă 10 supra 2, adică 5. Deci voi încercui ca răspuns corect punctul B. Problema 7. Area unui dreptunghi cu lungimea de 12 cm și lățimea de 8 cm este egală cu. Pentru a afla area,
Noi știm că avem lungimea 12 cm, lățimea este 8 cm, iar formula ariei este lungimea ori lățimea. Verificăm să avem aceeași unitate de măsură, centimetri, centimetri, este ok. Și atunci vom face 12 ori 8, ne va da 96, atenție, centimetri pătrați. Și vom încercui ca răspuns corect punctul A. Problema 8. Transformând un metru cub în litri, se obțin. Deci vom face o transformare simplă. Un metru cub înseamnă 1000 de litri. Și vom încercui răspunsul D ca răspuns corect. Problema 9. Rezultatul calculului. 38 supra 8 minus 27 supra 8 plus 5 pe 8 este egal cu. Avem de scăzut și de adunat niște fracții. Observăm că avem același numitor, 8, și atunci putem scrie totul sub același numitor și vom scrie 38 minus 27 plus 5. 38 minus 27 ne dă 11 plus 5, ne va da 16 supra 8, adică 2. Deci răspunsul corect va fi punctul A. Trecem la partea a doua, unde va trebui să scriem rezolvările complete. Începem cu primul exercițiu, punctul 10. Calculați 1 la puterea 100 minus 100 la puterea 0 plus 3 la puterea 2 plus 1 la puterea 2011. Haideți să ne reamintim. 1 la orice putere ne va da 1. La fel, 1 la 2011 ne dă 1. Orice număr la puterea 0 ne dă 1. 3 la puterea 2 înseamnă 3 ori 3, adică 9. Iar acum vom scrie 1 la puterea 100 este 1, minus 100 la puterea 0 este 1, plus 3 la 2, 9, plus 1. 1 minus 1 ne va da 0 și ne mai rămâne 9 plus 1, adică 10. Trecem la problema 11. Rezolvați mulțimea numerelor naturale, ecuația. 2,5 ori x plus 5 egal cu 10. Prima dată va trebui să-l ducem pe 5 în partea dreaptă cu semn schimbat. 2,5x va fi egal cu 10 minus 5. Asta înseamnă 2,5x ne va da 5. 2,5x ori x egal cu 5, asta înseamnă x va fi egal cu 5 împărțit la 2,5. Fie facem 5 împărțit la 2,5 și observăm că ne dă 2, sau 5 împărțit la 2,5, asta înseamnă 5 împărțit la 2,5, îl transform în fracție, 25 supra 10, și iar acum împărțirea o transform în înmulțire, adică 5 ori 10 supra 25. Simplific 5 cu 25, sus rămâne 1, jos 5, iar acest 5 cu 10 se simplifică din nou și ne va da 2. Deci același rezultat. Problema 12. Prin sortarea legumelor se pierd 16% din cantitate. Câte kilograme de legume rămân după sortarea a 300 de kilograme de legume? Deci noi inițial avem 300 kilograme de legume. Și problema ne spune că în urma sortării se pierd 16% din cantitate. Deci se sortează și se pierd 16% din acești 300. Haideți să vedem cât înseamnă 16% din 300 de kilograme. 16% din 300 de kilograme înseamnă 16 supra 100 ori 300. Observăm că 300 cu 100 se simplifică, adică tăiem zerourile și sus mai rămâne 3 și vom avea 16 ori 3, adică 48 de kilograme se pierd în urma sortării. Și acum haideți să vedem câte kilograme de legume rămân. Asta înseamnă 300 de kilograme minus cele 48 de kilograme pierdute în urma sortării și vom obține 252 de kilograme. Problema 13. Printr-un robinet curg 15 litri de apă pe minut. Câți metri cub de apă curg? Deci câți metri cub de apă curg prin același robinet în 12 ore?
Deci observăm că avem 15 litri de apă pe minut și aici ne cere în 12 ore. Haideți să transformăm 15 litri ori 60. Atât are o oră, 60 de minute, ne va da 900 de litri pe oră. Deci dacă avem 15 litri pe minut, dacă am transformat în ore, vom avea 15 ori 60, adică 900 de litri pe oră. Iar acum în 12 ore vom face 900 ori 12, ne va da 10.800 de litri în 12 ore. Și asta va trebui să transformăm litri în metri cubi și vom trece din dreapta în stânga virgula peste 3 cifre și vom avea 10,8 metri cubi. Deci noi am obținut 10,8 metri cubi curg prin același robinet în 12 ore. Problema 14. Într-o bibliotecă sunt 2564 de cărți de aceeași mărime. Biblioteca va fi totdată cu rafturi noi. Câte rafturi sunt necesare dacă pe fiecare raft încap 24 de cărți? Deci un raft va avea 24 de cărți. Și noi în total avem 2564 de cărți. Haideți să facem împărțirea. 2564 împărțit la 24. 24 în 25 se cuprinde odată. 24, facem scăderea, ne dă 1, coborâm pe 6. 24 în 16 de 0 ori, deci vom avea 0, 16, îl coborâm pe 4. 24 în 164 se va cuprinde de 6 ori. 6 ori 4, 24, 2 minte, 6 ori 2 ne va da 12 și cu 4 din minte 144, deci ne rămâne rest 20. Iar atunci înseamnă că vom avea 107 rafturi. Da? Deci 106 complete și mai rămân încă 20 de cărți pe care le vom așeza pe alt raft. Aceasta a fost ultima problemă și mulțumesc că te-ai uitat până la final.